Județul Maramureș este unul cu puține investiții în industrie și cu număr mici de fabrici, iar angajații cuprinși în acest domeniu al economiei sunt la fel de puțini. Cu toate acestea, nu trece lună fără ca Inspectoratul Teritorial de Muncă să nu înregistreze tragedii. În luna august, care a fost una a concediilor și activitatea a fost una mai redusă, în Maramureș s-au produs 14 accidente de muncă. 13 cu incapacitate temporară, ușoare și foarte ușoare, și un deces. Marea majoritate sunt în domeniul prelucrării lemnului. Și să spunem că societățile de prelucrare a metalului și al lemnului. Din păcate, unul dintre accidente a fost mortal. Un angajat și-a pierdut viața după ce a căzut de pe acoperișul unei hale aflată în construcție. ITM a desfășurat cercetarea evenimentului, deci ITM-ul are această responsabilitate când se produce un deces. S-au făcut toate demersurile, desfășurăm control și în urma închiderii acestei cercetări, unde ITM-ul pune caracterul, deci dă acest caracter al evenimentului. Concluziile sunt legate de neglijența lucrătorului. Totodată s-a constatat că angajatorul nu a respectat condițiile de securitate pentru lucrul la înălțime. Luna trecută, aproape 150 de agenți economici au fost verificați, inspectorii de muncă fiind interesați de aspectele legate de sănătatea și securitatea angajaților. Peste 160 de sancțiuni au fost date în timpul acțiunilor de control, semn că au fost constatate numeroase deficiențe care au pus în pericol viața angajaților.